Bun, numele meu este Dan, sunt data engineer și o să încep cu puțin shameless self-promotion. Am scris un descriere de pe meetup, trei proiecte la care particip eu, pe care le și organizez, la care sunt și instructor, nu știu ce. Vreau să vă mai arăt ceva, cine participă luna viitoare la luna Voxel Days. Nimeni? Ok. Am invitat să... dacă nu, atunci hai să începem. Bun. Care e ideea cu prezentarea asta? Vorbeam cu Ionuț luna trecută, că am niște teme tematice pe care le prezint la studenți la un workshop din summer schools pe care îl organizez eu și îl organiza și Lucian până am trecut. Am un slide pe care se retrage. Deci, la workshop-ul ăsta, care durează 12 zile și cumva reprezintă partea următoare după cursul de paradigmenie de programare la Facultatea de Automate și Calculatoare, luăm cunoștințele pe care le-au acumulat ei despre Haskell și peste ele punem aprofundarea framework-ului QuickCheck pentru testare, Software Transactional Memory, Lenses, dacă ați auzit de Lens în Haskell, cum faci o aplicație interactivă în care alternează procesarea pură cu interacțiunea cu side effecting și alte teme interesante. Și am zis lui Ionuț că l-am dat că mai avea teme pentru meetup și am zis, hei, pot să vin eu și să prezint niște chestii pe care le fac la workshop și așa am ajuns să fac prezentarea asta. Mai avem ceva de fapt. Ok. Păi, bănuiesc că ați citit descrierea, v-ați făcut o idee despre ce este Software Transactional Memory. Hai să nu încep cu slide-urile, hai să vă dau vouă o temă de gândire. Aș vrea să vă arăt o chestie și să-mi spuneți voi cum ați implementat-o voi în limbajele voastre de programare preferate, cum ați face voi design la structuri de date, la partea de interacțiune, la nu știu ce. Ovidiu și Lucian și cine mai e conectat la internet, vreau să intrați pe site-ul ăsta, Swarmation.com. Se merge? Swarmation.com. Ok. Bun. E un joc foarte simplu, dar la asta vreau să ajung la cum e... hai să duc de la mine. Deci vreau să ajungem la ce se întâmplă în spate. În spatele acestui joc multiplayer. Hai să ne strângem toți într-un punct unde sunt eu. Hai să ne strângem și să încercăm să... Să ne strângem și să fim toți într-o linie. Și să încercăm să fim mai puțin decât suntem acum. Deci suntem 5 conectați și să încercăm să dăm în sus, în jos, să vedem ce... Dacă apar la un dat pe ecran mai puțin de 5, nu? La apar, nu? Ok, ideea cu joculețul ăsta multiplayer este că e făcut în Node.js. Node.js este single-threaded. Pentru cei care sunteți familiarizați cu JavaScript Event Loop. Practic, back-end-ul aplicației este un singur thread. Ok, ne-am jucat, am văzut că niciodată nu apar mai puțin de 6 cât suntem în total. Ok. Hai să ne gândim puțin cum am face aplicația asta dacă am avea de lucrat cu... Dacă ar trebui să stocăm starea aplicației noastre într-o tabelă, într-o bază de date, cum am face designul la chestia asta?
El este făcut în memorie, în realitate, în Swarmation, însă dacă backend-ul acestei aplicații ar fi o bază de date cu o singură tabelă, cum am face design-ul la tabela aia? E important să punem întrebarea asta, fiindcă pe baza răspunsului la întrebarea asta construiesc mai departe și rândem la aceste software transactional memory. Păi eu propun următoarea idee. Eu propun în moment ce fiecare jucător are o poziție care poate fi caracterizată de un action Y, să avem așa, să avem o... și câte sunt aici? Să zicem că avem 2000 de pătrățele total. Să avem o tabelă cu 2000 de rânduri și cu o coloană X, cu o coloană Y și cu a treia coloană care să fie identitatea jucătorului. De acord? Ok. Bun. Cum facem atunci aplicația? În momentul în care, deci, niciodată niciun jucător nu poate sări peste o, să face un salt de două pătrățele. Întotdeauna el se mută de la o pătrățică la următoarea pătrățică, ori sus, sau jos, în stânga, dreapta. Ce ne trebuie pentru asta? Așa, zic. Chei unice, ziceam. Sunt chei unice, am înțeles de chestia asta. Chei unică tuflu. Ok. Ce trebuie atunci când aplicația mută poziția unui jucător dintr-o pătrățică mai la stânga? Ce se întâmplă? Cum facem chestia asta într-o bază de date? Păi, unele baze de date au o chestie care se cheamă Select for Update. Pot să zic așa, Select for Update, poziția lui curentă, Select for Update, poziția din mai la stânga. Deci, cu alte cuvinte, am pus un share lock pe două rânduri din tabela, fac schimbarea, deci fac swap-ul de identitate, pe inițial, la inițialul las, îl fac gol, pe ăla din stânga îl fac cu identitatea jucătorului, după care zic commit. Și în momentul în care zic commit, se liberează locurile, se liberează așa. Ok. Chestia asta, exemplu salt. Exemplu canonic cu chestia asta este cu tranzacțiile dintre Alice și Bob. Alice are $200 în contul ei, Bob are tot 200, Alice îi datorează $5 lui Bob și ce fac? Păi pun un lacăt pe contul lui Alice, pun un lacăt pe contul lui Bob, fac tranzacția, plus dolari, plus $5, minus $5, după care zic commit. În momentul în care se întâmplă două lucruri, se eliberează locurile și ambele schimbări devin vizibile simultan tuturor celorlalte thread-uri din sistem. Ok, astea sunt cele două proprietăți ale bazei de date, atomicitate și izolare. Bun, sunt 5, sunt 4, sunt acid. Atomicitate, consistență, izolare, durabilitate. Însă noi, pentru software transactional memory, nouă ne pasă numai de atomicitate și de izolare. Ok, hai să mergem la slide-uri. Și hai să începem cu oarecare motivație. Foarte multe aplicații au nevoie să ruleze mai rapid. Procesoarele nu devin mai rapide de la an la an. De asta trebuie să ne punem problema, hai să facem aplicații multithreaded, care să partajeze starea aplicației. Toată lumea, în momentul de față, are cel puțin laptopuri quad-core. Cine are laptop dual-core? Mai are cineva dual-core? Hyper-threading, totuși. Ah, ok. Bun. Da, ai 4 thread-uri, nu? Da. Ok, bun. 4 thread-uri. Și, okay. Așa, și e foarte complicat de făcut cu metode sincronizate cu toate chestiile astea, mecanisme low level de implementare de concurrency.
Aplicațiile devin foarte stufoase, foarte greu de maintenuit și foarte error-prone. Și soluția este, bineînțeles, Software Transactional Memory, care coordonează accesul la application state partajat între mai multe thread-uri. Ok, deci STM cumva este un drop-in replacement pentru locuri, dar STM în esență tot la locul se rezumă. Deci cumva STM reprezintă un nivel suplimentar de abstracție pus deasupra locurilor, care ne face o viață mult mai ușoară ca și programator. Și chestia asta se întâmplă exact prin mecanismul pe care vi-l ziceam, folosindu-ne de conceptul de tranzacții împrumutat din bazele de date. Ok, deci tranzacțiile, bănuiesc că nu mai e nevoie să vă spun. Astea sunt slide-uri făcute și pentru studenți din anul 1 și pentru studenți din anul 2 și ei încă nu au făcut partea asta de bază de date. Deci cumva aici unele slide-uri sunt mai așa, verbos. Ok, am zis de ACID, am zis că STM folosește numai atomicitate și izolare. Atomicitate înseamnă all or nothing, izolare înseamnă că nu-mi schimbă altcineva în mod neașteptat, nu-mi schimbă un alt thread în mod neașteptat, nu-mi face varză prin ce fac eu în momentul de față. Ok. Ceea ce face STM să funcționeze foarte bine în Haskell este faptul că am acest type system care mă ajută foarte mult. Deci, momentul în care fac I/O și momentul în care fac schimbări ale unor locații de memorie, pe care o să le numim TVAR, Transactional Variables, chestia asta trebuie să fie aplicată în semnătura unei funcții care face chestia asta. By the way, câți dintre voi ați scris cod în Haskell? Așa, deci, ok, majoritatea. Deci, vă amintiți că nu pot să am o funcție pură care mai și scrie la consolă sau mai și trimite un pachet pe rețea sau mai și scrie într-un sistem de fișier și mai departe. Trebuie cumva, dacă fac chestiile astea, chestiile astea se vor reflecta în mod necesar în semnătura funcției. Și asta am mai zis. Bun. Deci, practic, STM, la fel ca și I/O, e tot o monadă. E tot o instanță a acestui concept numit monadă, care forțează în semnătura funcției faptul că am făcut ceva ori cu lumea externă, ori cu o adresă de memorie care i-am schimbat conținutul. Se cheamă STM. Ok. Așa, conceptul de bază este TVAR. Și, practic, acest TVAR reprezintă poleala în care înconjori o locație de memorie sau o variabilă sau un identificator, identitatea unei adrese de memorie. Dacă vreau să fac mai multe chestii simultan, cum vă ziceam, Alice îi transferă lui Bob niște bani. Atunci, fac operația asta de scad $5 din contul Alice, adaug $5 în contul lui Bob, dar chestiile astea două le evalesc într-un apel de funcție și funcția respectivă se cheamă atomically. Ăsta este practic echivalentul din bazele de date al lui begin transaction și commit. Ok, și momentul în care fac chestia asta, am acces la două funcții foarte importante. Asta cu write TVAR va fi folosită mai puțin, însă eu pot să zic așa, pot să consult
conținutul unei adrese de memorie, care este controlată de STM, și pot să-i cumva să-i pasez o funcție. Deci, practic, dacă am application state-ul meu și modifiativ-ul este o funcție de la application state, tot la application state, eu pot să zic că modifiativ-ul și momentul respectiv toată mașinăria asta intră în funcțiune și dacă nu sunt data races, nu sunt conflicte pe adresa respectivă de memorie, atunci asupra application state-ului meu este operată funcția asta și cumva am avansat. Dacă vă gândiți la un joc, cum avem ăla, deci este caracterizat în application state, fiecare interacțiune a unei dintre jucători face, trimite către acel application state un apel de modify diva cu niște coordonate de identitatea jucătorului și faptul că a apăsat pe stânga, în stânga, sus, jos și mai departe. Și în momentul respectiv, STM face reconcilierea tuturor acestor cerințe de la toți jucătorii și face cumva serializarea, din punct de vedere conceptual, a avansării application state-ului. Ok. Și acum hai să ne oprim puțin să vedem exact ce se întâmplă în spate. Dacă deschidem capota, ce se întâmplă cu serializarea asta. Deci, din punct de vedere al programatorului, apare ca o serializare, ca o cronologizare a activității tuturor participanților la joc sau la aplicația respectivă. Ce se întâmplă, de fapt, în spate e următorul lucru. Dacă ne gândim, dacă asimilăm programarea tradițională cu regulile mutabile, lucrului cu un set de tuple, identitate-valoare, ce adaugă în plus STM față de chestia asta, este că mai am și versiunea. Această versiune se cheamă în codul C la care aveți link pe pagina de Meetup, se cheamă de fapt num_updates, dacă o căutați așa. Deci versiunea înseamnă de câte ori a fost updatată acea tuplă, valoarea din acea tuplă, valoarea corespunzătoare identității respective. Faptul că am adăugat și versiunea îmi permite să fac niște lucruri interesante, și anume îmi permite să definez pentru fiecare thread așa numitul transactional record. Acest transactional record reprezintă o copie a tuturor snapshot-urilor adreselor de memorie cu care lucrez eu. Deci, fiecare thread operează asupra acestei copii. Dacă are de făcut activități computaționale foarte intense, care durează foarte mult, el nu va ține ocupată cumva resursa respectivă pe care operează. El face la început o copie a valorii respective și funcțiile care sunt cuprinse în felul respectiv operează asupra acestei copii. Mulțimea tuturor copiilor variabilor cu care lucrează un thread se cheamă transactional record și este echivalent cu logul, transaction logul dintr-o bază de date. Ok, deci asta am zis, tot ce se întâmplă, se întâmplă pe o copie locală a valorilor cu care lucrez. În momentul în care un thread, o tranzacție a terminat de făcut toată activitatea intens computațională, începe un ping-pong cu versiunile. Deci sunt comparate mai întâi niște, este comparată versiunea din transaction record cu versiunea reală din adresa de memorie.
dacă lucrurile se pupă, atunci au loc niște STM, pune el într-un mod dirijat și foarte inteligent niște locuri într-o anumită ordine asupra adreselor respective de memorie, mai face odată un version check pentru cazul în care s-a întâmplat ceva între timp. Dacă și al doilea version check este consistent, atunci se intră în faza de commit și tranzacția respectivă poate să facă commit-ul, adică copierea noilor valori din transaction record în adresele de memorie respective. Ok, și chestiile astea o să le vedem imediat. Bun. Hai să ne aducem aminte ce este un deadlock. O să dea cineva definiția unui deadlock în 30 seconds or less. Zic. Două felii care se așteaptă una pe alta. Ok. Ideea este următoarea. Am thread 1 și thread 2. Am resursa 1 și resursa 2. Fiecare dintre astea două threaduri, ca să avanseze mai departe, are nevoie de ambele resursele. Dacă se întâmplă următorul lucru, thread 1 accesează, pune un lacăt pe resursa A, thread 2 pune un lacăt pe resursa B, thread 1, numărul 1, care are nevoie și de un lacăt pe resursa B, încearcă să pună un lacăt pe resursa asta, care e deja ocupată, încă nu s-a întâmplat deadlock-ul. Dar dacă și thread 2 încearcă să pună un lacăt pe resursa A, apare fenomenul ăsta care se numește deadlock. Și care poate fi depistat de obicei de către thread-ul 2, care a venit ultimul. Care este soluția la deadlock-ul ăsta? Soluția este următoarea. Să ai o convenție deja stabilită între tine și ceilalți oameni care lucrează pe același proiect cu resursele astea share-uite, ca întotdeauna când faci locurile, când pui lacetele astea, să le pui într-o ordine prestabilită. De exemplu, dacă vrei să pui lacet exclusiv pe mai multe tabele, întotdeauna le pui în ordinea cronologică, în ordinea alfabetică a numelor tabelelor. Asta este soluția tradițională la problema deadlock-ului. Problema cu soluția asta e următoarea. Numele astea de tabele nu rămân întotdeauna văzute în cuie. Dacă și am lucrat cu un proiect care a întâlnit exact problema asta. Eu și ceilalți respectam regula asta, întotdeauna dacă am tabela A și B, întotdeauna pun mai întâi lacăt pe tabela A, care pun lacăt pe tabela B, dar pe măsură ce trecea timpul, veneau alți programatori și ziceau, hai să rezumim tabela asta ca să fie mai vizibil, codul sau whatever, așa. Și cumva asta începeau să se facă schimbările astea și se ajungea până la tot la deadlock-uri, fiindcă da, nu există o metodă foarte bine stabilită de a elimina deadlock-urile. Are sens chestia asta cu de ce e o problemă? Bun. Ceea ce face STM este următorul lucru. Atunci când are depus lacăte pe mai multe aduse de memorie, locurile alea le pune în ordinea adreselor de memorie efective. Deci nu va putea niciodată să intre într-o situație de deadlock. Ok, după care face release la locuri. Și, bineînțeles, dacă am conflicte, tranzacția care conflicte între două tranzacții care se ceartă pe aceeași adresă de memorie, tranzacția care a făcut commit mai târziu, ce va trebui să facă? Păi va trebui să facă abort, adică va trebui să uite complet de transactional record și să ia toată tranzacția de la început, să recitească valorile așa cum sunt ele în situația reală, după care să ia din nou tranzacția de la capăt. Ok. Și avem așa, avem reading, avem writing, avem validation și avem committing. Deci, cum se construiește treptat acest transactional record? Păi atunci când am nevoie de un divar,
Mă uit mai întâi dacă este deja în 51 record. Dacă e ok, îl folosesc. Dacă nu e, îl citesc o singură dată și după aia îl am afară, cheșuit. Nu mai am nevoie să citesc din nou. Deci o să folosesc acel local view care este stocat în transactional record. Ok, asta am zis. Deci am stocat. Așa. Momentul în care scriu. Ca să scriu, trebuie mai întâi să citesc valoarea curentă. Trebuie mai întâi să am o copie a triplete respective în transactional record. Deci mă duc, citesc tripleta, fac modificarea, bineînțeles dacă nu am deja în transactional record tripleta, mă duc și o citesc și o stochez într-un nou entry. Și mai târziu o să am nevoie de acel version sau de acel num underscore update de care ziceam. Ok, o stochez în transactional record și am ajuns la faza de validare. Deci, trebuie să validez faptul că am un consistent view al memoriei și în momentul de față mă uit la valori, la versiuni, vreau să spun. Corespund ele exact ce vă ziceam. Fac mai întâi un version check între transactional record și situația reală. Dacă version check-ul respectiv eșuează, atunci nu fac altceva decât să dau abort și retry. Dacă are succes validarea respectivă, atunci fac exact chestia asta. STM pune locuri pe write set. Write set înseamnă toate t-valurile pe care le-am modificat. In ascending order of memory address, după cum ziceam. Mai citești odată versiunile, în caz că s-a întâmplat ceva între timp. Dacă versiunile nu coincid, abort retry. Dacă versiunile coincid, atunci se trece mai departe la commit. Commit care... Ok, deci locurile sunt... the locks are held. Și se întâmplă următoare. Se incrementează pentru fiecare tivar acel version, acel num underscore update. Se scriu valorile în câmpul current value la fiecare tivar și se dă drum la locuri. În timp ce se întâmplă toate chestiile astea, oricine altceva are nevoie să citească, va intra într-un busy wait. Ok, și cam asta a fost. Ok, deci asta a fost despre transaction variables. Questions so far? Am întrebat. Da. Ideea dacă chestia cu in ascending order of memory address este hardware dependent, măcar poți să-mi dai ceva pointer către implementare? Păi, el vezi că în transaction description la permita, e link către codul. Da, l-am zis chestia. Și mai e un fișier care se cheamă Primops. Mă uită și prin ăla, dar nu prea am avut timp. Cred că în Primops. Ideea e că poți să ai arhitecturi pe care ai mai multe spații de adresare, gen numa sau ceva. Și acolo... Ce înseamnă ordinul? Ascending order of address. Da, dacă nu ai o memorie share... Nu cred că THC este arhitectat pentru... Da, o să mă uit. Ok. Dacă găsești răspunsul, scrie-l pe mita. Bun. Deci am vorbit despre transactional variables, dar STM mai are și alte abstracțiuni, și anume acest transactional channel, prin care pot avea o situație de genul am 5 threaduri care împing valori într-un FIFO și am un singur thread care le citește și trebuie să le citească în ordine cronologică, încă au fost inserate.
Și pentru asta se folosește abstracțiunea asta care se cheamă Teacher Transactional Channel și am un exemplu de cod puțin mai târziu și o să vă arăt și cod, o să facem și demo la funcționalitate și code review. Da, exact ce ziceam. Așa, și pot să fac și broadcasting, adică pot să fac clone ale transactional channel-ului respectiv, ca să pot să am mai mulți readeri. Ok. Așa. Deci TVAR transactional variables sunt pentru accesul concurent la un application state partajat. Transactional channel se folosesc pentru transmitere de semnale dintr-o parte în alta, deci nu neapărat pentru acces comun la ceva. Ok, întotdeauna atunci când când scrii cod care se folosește de STM, trebuie să folosești flag-ul minus thread la compilare și trebuie să rulezi programul cu flag-urile astea. Unde RTS vine de la runtime system, iar minus N înseamnă oricâte, dacă ai un laptop cu 4 core, N va fi egal 4, dacă ai un server cu 12 sau 24 de core-uri, N va fi 24. Adică poți să pui N direct și știi seama câte core-uri ai? Sau da, dar și poate preia el de la, okay, de la sistemul de informație. Ok, deci aici sunt eu pe GitHub. Bun, hai să facem niște demo, să vedem niște cod. Ok. Primul, ok, asta, Acrobat. Bun. Aici am... Când fac demonstrații la studenți, am un demo pentru transactional variable, un demo pentru transactional channel și un demo cu cum se întâmplă un joc de ăsta multiplayer. Nu este un joc multiplayer foarte sofisticat, însă este un exemplu din care poți să-și dea seama cum se lucrează. Ok, deci o să încep cu tvar.io. Și să ne uităm puțin la... Aici hai să facem control, comment, că... Comment, control, că... Ok. Bun. Hai să facem... Hai să luăm pe primul. Deci... gsh-threaded... stmtvar.io. Ok, și ăsta e un exemplu foarte simplu care sponează 3 thread-uri. Are un singur tvar care e de tip întreg și sponează 3 thread-uri care fac tot felul de operațiuni în mod concurent pe acest application state, ca să-i spun așa. Hai să ne uităm puțin și la cod. Deci, nu e foarte interesant output-ul ăsta. Mai interesant este codul, să ne uităm puțin la el. Deci, deci ce am aici? Am un thread care trebuie să văd ce a vrut poetul să spună cu această poezie. Ah, da, ok, bun. Deci am un thread care consultă valoarea curentă a întregului respectiv și la fiecare 10 milisecunde o afișează. Am un thread care la fiecare 30 de milisecunde incrementează întregul ăla cu plus 20 și am un thread care la fiecare
25 de milisecunde, scade 5 din vechi respectiv. La sfârșit, deci lasă astea trei thread-uri să-și facă download-ul. După 550 de milisecunde, momentul în care ar trebui ca toate trei să fie făcut treaba, citesc valoarea variabilei partajate. Și este, bineînțeles, 100. Pentru că logica asta spune. Deci eu încep cu valoarea 0 și deci eu practic aici am venit valoarea întreagă 0 într-un divar. Fac toată chestia asta în monada IO, deci am nevoie să apelez new divar IO. Rezultatul se cheamă shared divar, pe care urmează să o operez după aia. Atunci când citesc neagă, trebuie neapărat să fac chestia asta la modul atomic. Atom read aici este practic compunerea lui read divar, deci read divar after atomic. Nu, atomic after read divar. Deci fac chestia asta, inclusiv consultarea valorii o fac la modul atomic. Deci nu am acces direct la valoarea respectivă. Inclusiv citirea trebuie să fac în mod atomic. Așa, disk-ul este, nu face altceva decât să-mi o citească și să scoată la consolă și aplică pe valoare, este exact chestia asta. Îi transmit funcția x, care este ori adaugă 20, ori scade în 5, asupra, nu, asta e funcția, asta e valoarea. Deci, asta se aplică valoarea. Și times lui este, mă rog, repetă în operația de nu știu câte ori. Asta ar fi mai știbil, mai stil rând, cum a venit toată trășenia. Ok, are sens? Bun. Următorul exemplu este ăsta cu transactional channel. Îi zicem așa, LS. GHC minus threaded. Poți să dai un pic la el, de exemplu, precedent? Da. Da, deci stai așa puțin. Asta? Da. Asta e rezistent și dacă își trebuie cu numărul 2, din 30 în 30 de milisecunde, face un plus 20. Da. De 10 ori. Da. Iar threadul cu numărul 3 face din 25 în 25 de milisecunde, minus 5 de 20 de ori. Da. La milisecunda 60, să zicem, nu se știe care se execută primul, nu? Da, nu știu dacă la milisecunda 60, pe undeva ele la un dat se intersectează. Deci, așa. În momentul respectiv, adică nu știu dacă are loc scrie rezolvarea conflictului. Puțin? Nu știu dacă prima dată scrie plus 20 sau minus 5. Cred că nu ca și schedule. Asta și nu-mi dau seama dacă într-adevăr rezultatul trebuie să fie 100 tot timpul. Rezultatul va fi 100 tot timpul, pentru că astea sunt... deci închipuieți că... Stai așa cum... Dacă am fi avut aici un altfel de funcție, de exemplu, funcția plus 1 supra 2, atunci ne-ar fi putut pune problema dacă e... Care operație are loc prima? Sau dacă aici ar fi avut loc operația minus 5 și totul supra 2. Dar în condițiile astea, totul se întâmplă ca și cum aș apela mai întâi chestiile astea, după care aș apela mai întâi chestiile astea, deci 10 operații de plus 20, 20 de operații de minus 5 și totul se întâmplă. Ok, fiindcă sunt care comutative, nu? Da, deci se bazează pe proprietățile. Dar în cazul în care nu există comutativitate, atunci ai un race condition și STM face rezolvarea acestui race condition și nu creează nimeni faptul că un thread va ajunge întotdeauna înaintea celălalt, pentru că mai ai și chestii de gen sistemul de operare mai trebuie să facă bucătărie internă sau
thread-ul respectiv este preempted sau whatever. Deci nu e nedeterminist. Dar pentru dacă ne gândim la chestia asta și revenim la ideea cu jocul multiplayer, atunci situația este respectivă. Să zicem că jocul ăla multiplayer ar consta din trei sloturi în care am un Pac-Man, am un Ghost, sau nu, am doi jucători și fiecare dintre cei jucători apasă în același timp pe câte o tastă. Ăsta vrea să meargă în pace, să ocupe slotul de mijloc și ăsta la fel vrea. Momentul respectiv sunt mai multe chestii care are o conexiune de net mai bună și care, dacă ambii ajung în același timp, care are thread ID mai mic sau nu dau seama exact ce se întâmplă dacă timestamp-ul este fix identic. Bănuiesc că STM alege unul la întâmplare sau ia până la thread ID-ul mai mic sau whatever. Ok? Ok. Și... STM teaching, așa? Bun. Ok. Asta este alt exemplu care se folosește de transactional channels și teaching IO plus RTS minus M. Ok. Ce face programerul ăsta? Păi face două chestii. El trebuie să recologizeze două chestii. La fiecare secundă primește un mesaj de la un thread care nu face altceva decât să doarmă o secundă să trimite un semnal cu noul timestamp pe canalul ăla. Plus, you press nothing. Plus mai am un thread care ce face? Ascultă tastatura. Ce se întâmplă dacă eu apăs pe tastatură în același timp în care vine un semnal de la thread-ul ăla de sleeper, o secundă, STM face reconcilierea și îmi spune și în afară de asta, în momentul în care apăs eu pe o tastă, și thread-ul ăla care ascultă tastatura îmi trimite pe același canal timestamp-ul respectiv din momentul respectiv. De exemplu, dacă eu acum apăs pe hash, o să observați că timestamp-ul se adaptează și din când în când, deci dacă ține apăsat așa, din când în când o să vezi că apare acolo you pressed nothing. Dar foarte de-abia dacă îl vezi. Da? Deci... Ok. Deci ăsta este exemplu de transactional channel. Hai să ne uităm puțin și la codul sursă. Less STM teacher.hs. Ce am făcut aici? Păi am, trebuie să vedem, la fork.io. Deci, în primul rând, n-am explicat ce este fork.io. Haskell are un runtime system care îmi permite să spawnez greenthread. Greenthread înseamnă niște thread-uri care nu au nevoie să fie foarte generice, au nevoie doar de suficient de multă funcționalitate încât să îmi poată rula un thread scris în Haskell. Nu au nevoie să facă tot felul de chestii. De asta, green thread-urile sunt foarte lightweight, foarte, consumă foarte puține resurse și ca memorie, inclusiv. De ce am făcut aici? Păi, thread-ul principal este thread-ul care îmi scoate la imprimantă, îmi scoate la consolă chestiile pe care ați văzut. Am un thread care se cheamă sleeper și un thread care ascultă tastatura. Și printerul ce face? Deci printerul, la fiecare... Așa, ori de câte ori primește pe ecranul respectiv un semnal, ce face? Se creează un event, scoate la imprimantă eventul și dacă apăs pe Q, atunci iese. Termină programul. Keyboard-ul ce face? Păi, nu, asta e chestie de Haskell. Deci, în principiu, ascultă la infinit
până când primește ceva la tastatură, stochează rezultatul în keyboard input, capturează timestamp-ul și trimite o tuplă pe canalul respectiv, ca semnal, ca așa, cu atomicly. Ca să poți fi eu sigur că nu bagă două thread-uri în același timp pe transactional channel, încearcă să trimită câte un semnal. Iar sleeper-ul ce face? Păi, după cum vă așteptați, doamne o secundă, după care capturează timestamp-ul și îl trimite pe canal cu nothing. Aici l-am pus pe keyboard input, fiindcă ăsta este de tip maybe character sau ceva genul ăsta. Și ca să se pune tipurile. Și asta e tot. Ok? Și ultimul exemplu este, cred că l-am deja compilat. Combined. Server plus. Și am intrat într-o buclă. Și aici o să-l rog și pe Lucian și să-l rog și pe Ovidiu să facem din nou ce am făcut mai devreme. Deci eu o să mă conectez cu Pac-Man. Ok. Deci în momentul în care a pus pe Enter, eu fiind Pac-Man, el primește un mesaj. Acum, go ahead. Așa, tu ești ghost, da? Tu ce ești? Tot ghost? Da. Ok. Bun. Și acum vreau să facem următoarea experiență. Apăsați amândoi pe tasta Enter și țineți-o apăsată. Nu mai văd. Don't let it go. Ok? Și o să fac și eu același lucru. Pac. Ok? Deci... Da. Deci, practic, asta este o simulare a jocului multiplayer pe care l-am văzut la început. Adică, am un application state partajat. În principiu, application state-ul ăla e pus de la lista numărilor întregi de la 1 până la 10. După care, opriți-vă. Acum, dacă eu apăs pe Enter, el ce a făcut? Mi-a făcut map de plus 1 pe lista asta, apasă pe Enter. În momentul în care primește un mesaj de la Go, face un map de plus 2 pe lista asta. Ok? Bun. Și acum hai să vedem și cum e implementat. Și face toate chestia să le reconciliază mesajele de la cei 3 participanți la joc. Less... Dan, în partea cealaltă. Control, ce? Ok, bun. Less, cum era? TCP server. .hs. Bun. Deci, ce se întâmplă aici? Mă rog, pe lângă infrastructura care face lipeala socketilor cu ATR-ul, așa, sunt două feluri aici, unul care face schimbarea stării aplicației și unul care trimite semnale, deci primește semnalele de la jucători, unde am atomicly, aici, la App State Change Signaler. Unde stochez valoarea inițială a application state-ului? Așa. Deci application state-ul meu inițial este o listă cu 11 valori. Și, mă rog, faptul că aici folosesc un transaction channel de tip for broadcast, ascult pe portul 2181, nu sunt atât foarte tare. Aici se întâmplă, de fapt, toată reconcilierea asta.
fac un pattern matching pe tipul mesajului. S-ul ăsta va fi string, ori stringul message from Pacman, ori stringul message from Ghost. Convertesc chestia asta la algebraic data type-ul message from clients. Și dacă primesc un mesaj de la Pacman, atunci fac merge plus 1 la application state-ul partajat. Dacă vine de la Ghost, merge plus 2. And that's all there is, asta este esența abstractă. După care fac tot la console rezultatul. And that's my presentation for tonight. M-am încăzut în... Mai nu aveai limită. 50. Ah, ok. Nu aveai încadă. Ok, întrebări. Fork.io generează thread-uri green sau... Da. Este partea subsistemului concurrent test. Există un API care generează thread-uri de OS? Da, asta este, deci, ForkOS, nu? Ia, hai să căutăm pe... Deci, cred că ForkOS se cheamă, nu? Ok, așa. Hai să căutăm și pe Google, deci, Fork.io versus ForkOS. A făcut ceva? Ah, ok, trebuie să... Da, ok. Obișnuit cu tap. Ce se întâmplă dacă o tranzacție din asta suferiți de abort? Adică dacă failurești? Dacă o tranzacție pierde concursul, nu pierde registrul. Da, da. Atunci, transactional record-ul este aruncat la gunoi și sunt luat tranzacția, adică sunt citite din nou valorile on an as-needed basis și se poate să ia tranzacția. Deci funcția, bucata de cod care se află în momentul atomicului se execută din nou. Da. Că... și aici e o chestie foarte bună. STM este vulnerabil la lifelock. Adică STM nu implementează conceptul de fairness. Și anume, la ce mă refer? Există posibilitatea teoretică mai mult decât practică ca să ai, să zicem, 10 thread-uri simultan și 9 dintre ele să aibă întotdeauna succes și unul dintre ele să pierdă întotdeauna cursa asta. Așa. În momentul în care se întâmplă chestia asta, asta se cheamă live lock. STM nu are implementat și un concept de fairness, ca să spună, ok, dacă un thread a pierdut de foarte multe ori cursa, mai lasă-l și pe el, fie-ți milă de el, ce mă place. Dar poți cumva să adaugi logica ta de... deci cumva dacă faci retry de prea multe ori, de 10 ori, poți să adaugi logica ta să zici, ok, gata, vreau să termin, că deja am făcut de 10 ori retry. E tricky. Știu că era un combinator or else, parcă se numește ceva ce am. Or else, da, este un combinator or else, dar nu știu dacă este aware de câte ori a pierdut. Nu știu dacă reține chestia asta, adică cumva ar trebui să ai alt tigma, poate să țin de câte ori a pierdut. Da, nu am lucrat cu asta, deci m-am lucrat cu or else, deci nu pot să răspund la întrebare. Și dacă... în același timp, două thread-uri, există posibilitatea să, nu știu, facem noi o logică și să spunem, nu știu, după un algoritm nostru care câștigă? Sau se alege random de către... Deci, STM, tu nu ai vizibilitate în partea asta de low level, care thread a câștigat concursul. Da, dar dacă sunt, nu știu, pe joculețul, am doi, nu știu, X și Y și vor amândoi se ducă în același timp în mijloc. Da. Poți să-i spun, nu știu, mereu să câștigi ăla din stânga sau ăla din dreapta? Nu, STM nu cred că permite așa ceva. Mm.
Mai poți zici câteodată cum se rezolvă deadlock-uri? Așa, deadlock. Hai să recapitulăm partea asta cu deadlock-urile. Thread 1, thread 2. Fiecare dintre cele două thread-uri... Dacă vrei, poți să-mi depare ce acolo. Deci asta este thread 1, thread 2. Fiecare dintre cele două thread-uri are nevoie și de resursa A și de resursa B. Gândește la Eris ca să fie totul consistent, trebuie să pun un lacăt și pe contul Eris și pe contul Ibob. Da? Deci, thread 1 vrea să mute $5 de la Eris la Bob, thread-ul 2 vrea să mute $10 de la Bob la Eris. Și se întâmplă următorul lucru. În ordine cronologică, thread-ul 1 pune o lacă pe contul lui Eris. Asta este lacă, da? Cronologic, pasul 2. Thread-ul 2 pune lacăt pe resursa B. După care, thread-ul 1 a pus lacăt, a mai făcut ceva, între timp thread-ul 2 a făcut chestia asta. Acum, thread-ul 1 a ajuns la situația, la momentul în care vrea să pună lacăt și pe contul lui Bob. Dar nu poate. De ce? Pentru că thread-ul 2 are deja un lacăt. Și atunci, ce face? Așteaptă. Da? Acum, dar situația asta încă nu este o situație de deadlock. Deadlock-ul apare de-abia atunci când și thread-ul 2 încearcă să acquire lock pe resursa A și nu poate. Și în momentul de față nu mai poate nimeni, niciun dintre thread-urile noastre. Ăsta este deadlock. Da, cum rezolv? Așa, cum rezolv chestia asta? Trebuie să ai o convenție. Trebuie întotdeauna între tine și colegii tăi de echipă care lucrați pe aceeași bază de cod. Să zicem că tu ești dezvoltatorul codului ăstuia și ai un coleg care e responsabil de codul ăsta. Dacă voi nu v-ați înțeles între voi, el a zis mai întâi loc B în codul lui, nu știu ce, nu știu ce altceva, loc A. Tu în codul tău ai zis loc A, nu știu ce, nu știu ce, loc B. De asta se întâmplă. Trebuie să aveți, tu și colegii tăi de echipă, trebuie să aveți convenția asta. Întotdeauna cele două resurse trebuie cumva locked in a given pre-established order. Deci întotdeauna în ordine alfabetică. Mai întâi A și după aia B. Dacă și thread-ul 2 ar fi respectat regula asta cu întotdeauna faci locuri pe resurse în ordine alfabetică, atunci ce se întâmpla? Tu puneai loc pe A, să ceai treaba, thread-ul 2 încerca să el să pună loc pe A, trebuia să aștepte, tu puneai loc pe resursa B și aveai succes, îți făceai treaba, făceai commit, după care în momentul în care ai făcut commit, thread-ul 2 acum are acces să pună loc pe resursa A și poate și după aia și pe resursa B. Și asta scalează la 1000 de thread-uri, 1 milioane de thread-uri. Și de asta e important ce face STM, că întotdeauna pună locurile într-o nepostabilită urmă a dosimului de număr. Vreau să mă întrebam în contextul ăsta, ce părere ai de event sourcing și dacă gândești o problemă de genul ăsta, ca să renunți la CRUD, să rămâi de cu creation și gândești o problemă de genul ăsta în event sourcing? Nu sunt îndreptat cu event sourcing. Da. Conceptul e ceva de genul, eu fiecare pătrățeal din joc are un ciclu de viață. Se lipește foarte bine pentru baze nerelaționale. Și fiecare pătrățică are un ciclu de viață și se face append de fiecare dată. Când eu vreau să mă mut, eu player 1, vreau să mă mut pe pătrățica 1 și îmi pun move-ul pentru pătrățica respectivă. În același moment, tot pe aceeași familie de ID-uri, cineva
Player-ul 2, după aceea se mute în pătrățica 1. Se scriu ambele evenimente în fișiere diferite, dar cu o chestie comună. Iar când tu cauți search să vezi care este state-ul pentru pătrat respectiv, pe cine afișezi acolo, o să vezi că atunci când cineva, când player-ul 2 a venit să se pună pătratul 1, era deja cineva acolo și eventul ăla pică, efectiv. Și fiecare își strânge eventul și vede care este state-ul pentru fiecare pătrățel. Cam asta e. Dispare numai niciodată update și delete. Rămâi doar cu create și read, dar fiecare trebuie, pentru fiecare state trebuie să ți recompilezi toate eventurile, să vezi care au failuit, care au mers mai departe. Și cred că vreau să fie o părere de chestia asta. Dacă... Da, chiar și pot ce mi-ai explicat, nu cred că pot să emit o părere inteligentă ca să fie lucrat cu știință. Ce reconcilierea aia între locuri când se face, când ai nevoie să le prezinți pe toate la un loc? Da, când eu vreau să-mi afișez un state, efectiv iau toate eventurile care s-au petrecut pentru ceea ce mă interesează pe mine atunci. Și, adică, nu există conceptul de... Să zicem, am un obiect, o persoană și vreau să-i adaptez vârsta, numele. Nu există conceptul de persoană păstrat acolo. Există conceptul de creează persoană, updatează vârsta, updatează, adică să salvezi evenimente. Și în momentul în care eu iau toată și vreau de evenimente și îmi construiesc persoana din evenimentele respective. Adică am îmbătrânit un an și a schimbat culoarea părului, s-a tuns, nu există state-ul lui fizic. Există doar evenimente care s-au întâmplat asupra lui. Dar ar fi similar cu blocul de tranzacții din SQL. Da, însă... Dacă îi faci locul mai târziu în cazul la event sourcing. Nu îi faci locul niciodată. Pentru că tu ai doar read. Păi când îmi citești, nu trebuie să faci cumva un snapshot ca să citești... Nu, efectiv tot ce este cu un anumit atribut. Dar nu, pentru că tu ai mai multe locuri, da? Da. Deci ai niște coloane și când vrei să afișezi ceva pe bază lor, ca și când le trage o linie cumva și citești doar ultima chestie cumva, nu știu? Sau faci replay până acolo. Toate evenimentele astea, pentru că nu le schimbi în același fișier, le schimbi fișiere diferite în baza de date, dar toate au un atribut comun, ID-ul persoanei respective, să zicem, au un atribut. Și când faci search după atributul ăla, toate fișierele cu atributul respectiv, și încep să, pe baza timestamp-ului, încep să înșiri evenimentele alea și compui obiectul din toate evenimentele care s-au întâmplat. Și ajuns să n-ai loc, pentru că în momentul în care ai făcut read-ul, tu ai luat toate evenimentele, dacă cineva a scris după tine, deja nu mai e treaba ta, s-a întâmplat după ce tu ai văzut state-ul pe momentul respectiv. Și stai mai ușor, ești ca mai faci snapshot-ul la perioade de timp. Asta se întâmplă într-un singur sistem, deci nu l-am văzut distribuit, pentru că dacă scriu NoSQL, asta înseamnă că ai o bază de asta distribuită, nu? Sau cum? Da, poți să faci. Și dacă e distribuită, atunci acum faci reconcilierea a faptului că un server poate să aibă the clock maybe off sau whatever. Aici intervine problema. Dacă e distribuită baza, dacă e distribuită pe mai multe servere, nu prea. E problema de timp, că ți se trebuie efectiv timestamp-ul eventului ca să știm ce ordinele le sunt. Da, interesant. Ce primești acum? Nu știu dacă adică distribuit, e foarte greu să asiguri. Și întotdeauna folosești toată cronologia asta de către cineva. Că se adună multe fac snapshot-uri și îți salvezi state-ul la 100 de event-uri, îți faci un state și după aceea îți iei state-ul de la nivelul 100 plus înregistrezi după aceea. Ok. Dacă A și B n-ar fi operații în memorie și ar fi operații pe servicii externe cu care practic side effects, STM n-ar avea nicio șansă aici. Stai puțin. Aici vorbim despre resurse partajate, nu? Când vorbim de servicii externe, te referi la ce? Un serviciu HTTP? Da. Ăla e propriul lui... Nu mai este aplicabil. Pentru că tu nu știu dacă are sens
să pun un lacăt pe o resursă în spatele unui rest sau unui ăsta. Sunt și de asta, dar... A, sunt. De exemplu, Google are serviciul de looking global. Deci face looking global. Nu știu cum face chestia asta, dar... There's a lot of engineering behind it. Da. Ce-a zis? E o chestie făcută cu foarte mult computer science behind it. Cred că am știut mai de mult chestia. Adică, Google face exact chestia asta. Reconcilierea timestamp-urilor în sisteme distribuite. Nu? Lasă trebuie. Nu știu dacă pe asta se bazează, dar știu că fac locking distribuit, adică între servicii, nu la nivel în singure mașini. Da, nu se fac exact asta. Dar oricum, într-adevăr, cred că e mai mult decât atât acolo.